Prin grija partidului, Uniunea Salvați România, și prin grija statului, reprezentat la acea dată de Florin Câțu, în calitate de premier, Uniunea Europeană ne-a blagoslovit cu doze de vaccin anticovid pentru următorii 13 ani, pe care le plătim, evident. Nu le plătește pensionarul aparent, nu le plătește salariatul aparent, nu le plătesc copiii noștri aparent, dar în realitate le plătim pentru că ele sunt plătite din bugetul statului român. Și nimeni nu răspunde. Deci 13 ani, stați liniștiți, dragi români, vă puteți injecta la nesfârșit cu vaccinurile anti-Covid, chiar după ce covidul dispare, chiar după ce aceste vaccinuri vor fi înlocuite cu altele mai bune, și chiar și după ce, Doamne ferește, mergeți spre cele veșnice. Tot vă veți vaccina în mormânt.